Primăria municipiului Călăraș aduce la cunoștința cetățenilor faptul că au obligația îndepărtării țurțurilor și blocurilor de gheață formate pe acoperișurile și jgheaburile clădirilor, care prezintă un potențial pericol pentru siguranța pietonilor, potrivit regulamentului de gospodărire comunală a municipiului Călăraș. Proprietarii răspund de pagubele produse de căderea țurțurilor. Dacă proprietarul nu este în măsură să dea jos țurțurii din motive întemeiate, iar riscul producerii unei tragedii este mare, acesta poate apela la ajutorul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș pentru rezolvarea situației.